Începutul de an aduce pe piața muncii o scădere substanțială a joburilor, care în mare rămân aceleași ca la sfârșitul anului, cele mai multe fiind oferite în industria confecțiilor, unde este o fluctuație continuă de personal din cauza salariilor foarte mici, dar și a volumului de muncă foarte mare. La nivelul județului Neamț au fost ofertate doar 266 de locuri de muncă, dintre care la Roman numai 107. Pentru cei care își caută un loc de muncă, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, angajatorii au comunicat în această săptămână un număr de 266 de locuri de muncă vacante. Pentru zona Roman sunt anunțate doar 107 locuri de muncă vacante, cele mai multe în domeniul industriei, în număr de 79, urmate de cele din domenii comerțului și a serviciilor, în număr de 25 și în construcții și agricultură doar 3 locuri de muncă vacante. Preponderente pentru piața muncii din zona Roman rămân locurile de muncă din domeniul confecțiilor, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați. La aceste locuri de muncă oferite de agenții economici din mediul privat se adaugă și locurile de muncă din sistemul bugetar. Pe site-ul gov.ro sunt publicate pentru județul Neamț un număr de 17 posturi în sistemul bugetar. Consiliul județean oferă un post de arhitect șef, Clubul Sportiv Municipal Roman un post de inspector specialitatea 1A, Casa de Pensii un inspector, Primăria Făurei un paznic, Consiliul județean 3 consilieri, nu județeni pentru că aceștia sunt aleși de populație la alegerile locale, ci consilieri personali pentru câteva cabinete. De regulă, aceste posturi se ocupă prin concurs, de foarte multe ori cu dedicație, dar conform legii ele trebuie publicate la AJOFM pentru o așa zisă transparență.